Tinerii din român cu vârsta de până la 35 de ani ar putea avea o șansă să obțină o locuință de la stat. Numai puțin de 109 persoane și-au depus dosarul la primăria Roman în vederea obținerii unui apartament construit prin ANL, lista beneficiarilor fiind aprobată de consilierii locali în ședința extraordinară de miercuri. Lista care întrunește solicitările și, bineînțeles, dosarele depuse de solicitanți se actualizează în fiecare an cu noile elemente care sunt aduse de solicitanți. În cazul în care apare un nou contract de chirie, apare un nou copil sau se căsătoresc sau probleme de sănătate, acestea se actualizează și se cuantifică în noile punctaje. Primarul Laurențiu Leoreanu a anunțat că la începutul lunii martie a discutat cu directorul Agenției Naționale pentru Locuințe, obținând o promisiune pentru alocarea de fonduri în vederea construirii a încă două blocuri. La începutul lunii am avut o întâlnire cu directorul general al Agenției Naționale pentru Locuințe pentru Tineri și este deja introdus în planul general național și proiectul nostru pentru încă două blocuri ANL. Se așteaptă cât de curând avizul Parlamentului pentru finanțarea acestei agenții și care trebuie să aibă loc la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie și eu sper ca în luna mai demersul nostru să se cuantifice prin proiectarea pe baza studiului de fezabilitate înaintat și începerea lucrărilor încă din acest an. Deci cred că este o veste bună pentru municipiul Roman. Dacă se va primi finanțare, blocurile urmează a fi construite tot în zona Vasile Lupu.